Bună dimineața, bună dimineața Cluj-Napoca, bună dimineața Europa, bună dimineața Bistrița, Săud, Adjud, Bacău, Chișinău, Piatra Neamț, Timișoara, Craiova. Bună dimineața la toată țara, la toată România și, cum îmi place mie să zic, pentru o poezie, pasărea din zbor și-a întins aripa, a sosit momentul, a sosit și clipa. Aici la noi în studio, chiar aici la radio, a venit cu multă, cu multă sârguință a noastră doamna Crina Lință. Bună dimineața și bine v-am găsit. Și aș vrea să spun și eu bună dimineața Gorjeni, bună dimineața Târgu Jiu. Hai să facem așa, Crina, fii atentă, să facem așa. Tu pregătești un oraș, facem un joc mine, da? Ca să ne încălzim un pic. Okay. Fiecare de noi va zice câte un oraș, dar nu avem voie să se, să zicem același oraș două ori. Am înțeles. Și de fiecare dată eu zic orașul, eu ridic muzica după aia. Tu zici orașul, ridic muzica, cobor muzica după care, da? Ce-ar fi să spunem un oraș și după aceea o rimă la orașul respectiv. O, Crina, îmi place. Nu, că tot sunt pe improvizație și trebuie să ne antrenăm. Pentru că joi seara la Teatrul Arte de l'Anima vei juca chiar tu, Dima Țui. Ia, ca dânsul, cum e vorba aia? Ca dânsul nimeni nu, el e unul, el e Dima Țui, nu? Exact. 50 Shades of Țui. Ia. Hai să începem jocul ăsta. De fiecare dată zicem un oraș, da? Da. Și jocul orașelor cu Ștefan, Crina și Dima, direct la microfon. Bun, deci eu spun orașul, tu spui rima și tot așa? Tot așa, da. Bun, Vaslui. Țui, ia. Cu Dima nu te pui. Ia. Eu zic orașul? Da. Fetești. Te rog să... mă plătești. Bun. Ia să fie pentru Crina orașul Constanța. Constanța, pentru că îmi place viața. Ia. Bun, mm-hmm, bun. Și pentru tine, uite, Dorohoi. Dorohoi, joi fiți cu noi. Perfect. Și pentru Ștefan, Craiova. Craiova, eu sunt Mr. Lova-Lova. Lova-Lova. Da. Yeah. Și pentru Crina să fie Bacău. Bacău. Sper că nu e rău. Un hău. La Bacău super. E mai rău. Așa. Și pentru Dima? Și pentru Dima, uite, bine, vrea să spun Ploiești, dar lasă. Tulcea. Casa mea acolo. La Tulcea mă văd de seară eu cu ea. Bun. Și pentru Crina să fie orașul Timișoara. Timișoara. Ia să vedem. Acolo o am pe verișoara. Ia. Timișoara. Și sper că ea chiar ne ascultă. Ia zi cu Sarichioi. Sarichioi, la Sarichioi orice om este vioi. Bine! Sarichioi e satul lui, e satul da, lui. Da, e de acolo sunt. Hai să mai zicem una pentru Crina, să fie, să fie, vrei mai grea sau mai, mai ușoară? Orice, ce-ți vine. Hai să fie, noi degrabă să avem spectacol și să fie Iași. Exact, Iași. Sper că voi acolo nu sunteți lași. Și că la spectacolul cu Improfix voi o să veniți. Normal. Super, Crina, noi îți mulțumim pentru acest joc. Și eu vin. Crina, întrebarea mea este acum, după acest joc destul de colorat, de unde ai în tine atâta joc? Și de când s-a născut jocul? Cred că e cu noroc. Hai ca să-ți răspund în rime. Păi, cred că tu te referi la joc ca fiind poftă de viață. Da. Eu cred că fiecare om ar trebui să conștientizeze faptul că suntem cu un scop pe pământ și suntem trecători, dar că ne naștem cu acea poftă de viață. Bine că ea, într-un fel, funcție de experiențele pe care un om le trăiește, probabil că această poftă de viață se mai diminuează la un moment dat, dar cred că, precum pasărea Phoenix, nu renaștem și renaștem și trebuie să nu ne pierdem pofta de viață, jocul, bucuria de a fi pe acest pământ.
Dar tu crezi, Crina, că... Bine, acum ce să spun, tu ai vrea să zic că de la o vodcă pe care o beau dimineața, da? Probabil, nu știu ce să spun în, în frigiderul tău sau în ceașca ta de cafeluță. Nu e așa, chiar nu beau tării, cât un pahar de vin la ocazie sau un prosecco. Da, Dar ce te face pe tine să fii atât de vie și atât de colorată? Ce te motivează să fii așa? Pe mine mă... DC-ul ăla. DC-ul ăla? Ce stă în spatele la DC-ul ăla? Cred că e o chestie genetică, cred că este zodia mea, amprenta zodiei. Eu sunt leoaică și lei sunt foarte solari, jucăuși, după cum știi. Și ți-am spus, faptul că suntem lăsați de Dumnezeu pe pământ, eu vreau să sărbătoresc lucrul ăsta, nu? Și să-i mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că mă trezesc, că sunt sănătoasă și că pot să ofer bucurie celor din jur. Și atunci trebuie să fac asta cu pasiune, să ard, să simt că trăiesc, pentru că numai dacă ai pofta asta de viață și recunoștința asta față de Dumnezeu, nu? Că ești pe pământ, este o bucurie, atunci nu trebuie și tu să fii recunoscător și trebuie să sărbătorești. Let's celebrate life, cum s-ar da, spune. Da, frumos. Dar tu crezi că un actor poate să existe ca și actor fără spiritul ăsta de joc în el, fără bucurie? Tu poți să faci? Nu, eu cred că... Un pic mai aproape. Eu cred că nu și cred că lucrul ăsta este valabil nu numai pentru profesia de actor. Eu cred că atâta timp cât faci ceea ce îți place, trebuie să o faci cu bucurie. Și în sensul ăsta cred că aș recomanda părinților, în primul rând, nu? Pentru că ei sunt la început cei care își ghidează copiii, să încerce să găsească și să-i motiveze pe copii să facă ceea ce își doresc, ceea ce le face plăcere. Pentru că sunt convinsă că atunci când faci lucrurile cu plăcere, nu devin o corvoadă. Adică nu te duci la muncă, nu? Exact. Te duci undeva unde faci ceea ce îți place. Și cred că cu atât mai mult în actorie, nu? Trebuie să nu-ți pierzi bucuria. Pentru că dacă foarte îți pierzi adevărat bucuria, lucrul ăsta se vede pe scenă. Și tu știi că noi nu putem să-i mințim pe spectatori. Pentru se vede, se transmite. Nu-i așa? Spectatorul este foarte deștept. Eu cred că avem niște spectatori foarte, foarte inteligenți. Și ei văd lucrul ăsta și, de fapt, știi, atunci când este adevăr pe scenă, se creează magie. Și adevărul, deci este un lanț, așa ca să spun, adevărul nu se poate crea decât dacă este bucurie. Și ce frumos! Trebuie să nu ne pierdem bucuria, indiferent de vicisitudinile pe care le întâmpinăm, pentru că este o profesie grea, nu? De ce să nu recunoaștem? Este o profesie subiectivă, nu întotdeauna, nu știu, placem tuturor, nu întotdeauna ne iese așa cum am vrea, nu? Suntem și noi oameni. Exact, putem da, să greșim, putem să, nu știu, să nu avem momente de glorie de fiecare dată, putem să nu fim în echipa, nu știu, cea mai optimă sau care să ne bucure foarte mult, dar cred că astea sunt doar detalii pe care trebuie să le periem, să le curățăm, să le dăm la o parte, nu? Și să rămână ceea ce este frumos, ceea ce este viu, sufletul și bucuria de a fi pe scenă. Crina, uite, eu te cunosc exact peste 20 de zile. Eu voi împlini un an de când eu te cunosc. Eu mi-am notat și data, de când eu prima dată am cunoscut-o pe Crina, de când Crina mi-a apărut în fața ochilor mei. Și de atunci eu mereu te-am văzut cu bucurie. Bucurie de joc, cu bucurie de a face teatru, indiferent de pandemie, de greutăți, de probleme. Întrebarea mea este, tu ai avut momente vreodată să te lași, să fii tristă, să nu mai vrei să faci aia? Ai da, ce faci? Da, da, am avut. Am avut și după primul an de la înființarea Asociației Arte de la Anima, respectiv a Teatrului Arte de la Anima, am avut și în ultimul an, pe perioada pandemiei, când a fost foarte greu, nu numai pentru mine, pentru toată lumea. Dar cred că de fiecare dată
am reușit să trec peste acele momente de descurajare, de tristețe, de, nu știu, neputință, să spunem, gândindu-mă mai mult la cei din jur, nu? Celor cărora mă adresam, celor pentru care făceam lucrurile respective și mai puțin la gândurile mele. Și da, a fost un moment foarte greu ăsta cu pandemia, pentru că eram foarte multă muncă în spate și, după cum bine știi, în independent lucrăm cu forțele și cu resursele proprii, resursele umane, care sunt cele mai importante, resursele materiale, resursele financiare, și atunci este într-adevăr foarte, foarte greu, pentru că, nu știu, devenise partea asta cu online, nu mă gândeam să investesc în online. Eu, sinceră să fiu, cred în spectacolele transmise online doar ca o alternativă de forță, ca să spun așa, dar mie îmi place scena, mie îmi place relația dintre public și actori, cred în lucrul ăsta și să știi că am stat și m-am gândit pe perioada asta și de fapt mi-am dat seama acum, după primele spectacole, nu, că avem o săptămână de când am deschis teatrul și de când și eu am jucat și am jucat în 3 spectacole la rând, și am văzut reacția spectatorului și asta mi-a confirmat că eu nu greșesc. Adică oamenii au venit după spectacole la noi și azi ne bucurăm foarte mult că ați deschis, că sunteți aici, că suntem aici. Am văzut pentru prima dată, nu știu, poate n-am fost atentă, poate că nu am comunicat de fiecare dată cu spectatorii după ce s-a terminat spectacolul, dar a fost un domn la spectacolul Totul despre femei, pe care l-am avut miercuri și o să-l jucăm și duminică, de la ora 19 la Teatrul Arte de la Anima, pe strada Făinar 17D, nu? Cu Corina Dănilă și Adriana Irimescu. Și după spectacol miercuri, da, miercurea trecută, a venit un cuplu, sărbătoreau 9 ani de la căsnicie și domnul respectiv era cu lacrimi în ochi. Și a zis, dar de ce sunteți atât de emoționat? Nu-mi venea să cred. Și a zis, da, pentru că eu sunt un iubitor de teatru și pentru că îmi place teatrul foarte mult și mi-a lipsit și pentru că spectacolul a fost într-adevăr foarte emoționant. Deci, ca să revin și să conchid, cred că este bine să reușim să trecem peste greutăți dacă ne dorim cu adevărat și dacă într-adevăr ținem la profesia asta. Dar a fost greu. A fost greu și pentru mine. Chiar am vrut să renunț la un moment dat. Am și eu o întrebare, dacă îmi permiteți. Da, este o întrebare pe care chiar vreau să vă pun. Care credeți că este cheia în regăsirea fericirii atunci când sunteți descurajat? Da, bună întrebare. Pentru că în această profesie nu toată lumea poate să-ți dea o vorbă bună sau să te încurajeze. Unii oameni sunt răi, să zic așa. Și aș vrea să vă întreb dacă ați dat și dumneavoastră peste astfel de oameni, cum ați trecut peste. Ștefane, uite, vreau să-ți spun un lucru. Are mama mea o vorbă, știi? De fapt, este a francezului, vorba asta preluată și de ea. Ajută-te singur. Uh-huh. Este adevărat că... Ce bună e asta! Câteodată... Mama mea a fost o luptătoare pentru că a trecut prin multe, multe tristeți și multe lucruri, mă rog, care au marcat-o în viață, dar întotdeauna a reușit să treacă peste. Eu la fel am avut, cum să spun, momente foarte grele în viață și unul dintre ele a fost pierderea copilului la 5 ani și mai rău decât atât nu se poate. Și am reușit să trec prin tragicul eveniment, bineînțeles, având alături de mine familia, dar eu cred că ține foarte mult de noi ca oameni să ne găsim fiecare un punct de sprijin. În primul rând, noi cu noi, da? Fie că punctul ăsta îl găsim într-o rugăciune, în relația noastră cu divinitatea, în relația noastră cu acel ceva în care credem,
fie că îl găsim într-o carte, nu? Eu citesc foarte mult și am citit foarte mult, mai ales în perioadele respective în care mi-a fost greu, cărți de dezvoltare personală. Chiar m-au ajutat. Și nu în ultimul rând, asta ți-am spus ținând cont că tu ai spus că uite că oamenii sunt răi câteodată, nu știi către cine să te duci, cui să ceri un sfat, că poate nu este tocmai un sfat pertinent, poate nu este un sfat sincer. Nu în ultimul rând, să apelezi la ajutor de specialitate. Cred foarte mult în lucrul acesta și din păcate noi am avut un coleg actor, după cum știți, nu? Dumnezeu să-l odihnească, care nu se știe ce a fost în sufletul lui și dintr-un om destul de vesel, cum îl cunoștea lumea, a fost un șoc faptul că el, nu, s-a sinucis la 39 de ani, exact în perioada asta de pandemie, și știi despre cine vorbesc, da? Da. Bun, și atunci cred în ajutorul de specialitate. Cred în orice, în îți face, nu știu, bine ție ca persoană. Fie că ai un prieten foarte bun, fie părinții, fie, nu știu, un vecin. Du-te și spune-ți povestea. Vorbește dacă simți lucrul ăsta. Du-te cu un prieten la o cafea. Nu trebuie neapărat să iei sfatul ăla de bun, dar du-te și descarcă-te. Plângi. Eu, de exemplu, am plâns. Am avut un moment foarte greu și am stat acasă 10 ore și am plâns. Câteodată lacrimile, cum să spun, te descarcă. Suferința te descarcă. Spală, purifică. Exact, trebuie. Exact. Dar, cum să spun, nu cred că există o rețetă, Ștefan, uite, păi așa că sigur așa este bine. Da. Trebuie să încerci să te cunoști și te cunoști cum vine această cunoaștere, nu? Căutând, cercetând, citind, ieșind, plimbă-te prin parc, du-te, admiră natura, stai pe bancă, uită-te la lucrurile minore și îți vei da seama cât de frumoasă este viața. Când deschizi geamul, păsărelele care cântă, susurul izvorului. Și nu vreau să fiu melodramatică sau, nu știu, poetică, să sun așa, dar cred că trebuie să fii cu ochii în patru, să vezi, dom'le, ce-mi face bine, cum ies din criza asta, mă duc mănâncă înghețată. Câteodată să știi că atunci când ești într-o criză din asta și ai, să zic, ultimii 2 lei în buzunar, este mai bine să te duci să-i cheltui și pe acei 2 lei și să-ți iei, nu știu, o cafea și să stai pe o bancă, să bei acea cafea și să zici... Pornesc mai departe. Ce frumos, ce frumos. Da, frumos. Wow, da. Asta, total de acord. Tot ce ai vorbit, Crina, până acum, asta rămâne înregistrat. Și noi chiar o stăiem secvența asta. Da, și noi o să publicăm. Și eu promit, când acum mi-am dat seama că momentele când eu voi fi trist, eu am să urmăresc acea secvență și o să fiu mai bine. Cu siguranță, nu lăsați, este foarte important să nu lăsați tristețea să vă acapareze, 1, și 2, să identificați tristețea, pentru că aici este o problemă, oamenii nu identifică... Sursa, de unde vine. Nu, și nici măcar faptul că ei sunt triști, că ei sunt, și știi, între tristețe și depresie este doar un singur pas. Așa e. Și atunci nu fiți triști. Și ca să nu fiți triști, voi sunteți tineri, căutați socializare, mergeți în locuri unde există, unde aveți prieteni, unde aveți oameni, unde aveți colegi. Uite, eu la vârsta asta mea frumoasă mi-am dat seama că nu o să fiu atât de ocupată, nu, în perioada asta, și ce credeți, m-am înscris la master. Și nu am făcut-o pentru că aș mai fi avut nevoie de încă un master, Doamne ferește, dar am căutat socializarea, am căutat să cunosc oameni noi. Am căutat, am zis, domne, tot mă duc și învăț ceva. Și chiar așa a fost, pentru că am avut un curs de estetică extraordinar, am făcut canto, am cântat, m-am înveselit. Am făcut un spectacol cu regizorul nostru, cu profesorul nostru Dan Tudor, chiar ieri am încheiat, așa să zic, primul an. Și lucrurile astea mi-au făcut bine. Deci eu sunt o persoană care îi face foarte bine să fie ocupată. 24 din 24 de ore, dacă se poate. Dorm 7 ore, restul sunt ocupată tot timpul. Ce și frumos. Asta este o fericire pentru mine.
Eu cred că oamenii sunt triști pentru că nu au ce să facă. Da, deci găsiți-vă da, ocupații, dragii mei. Duceți-vă, mergeți la un curs de dans, mergeți la un curs de pictură, mergeți în voluntariat. Mergeți și faceți voluntariat. Sunt atâția copii instituționalizați care au nevoie de noi. Să te duci să te joci cu ei o oră, să vezi ce încărcătură primești. O să suferi prima dată, pentru că eu am plecat plângând. Eu am lucrat 7 ani într-o organizație din asta non-guvernamentală care se ocupa cu protecția copilului și prima dată când am mers, am plâns vreo 3 zile în șir. Am zis eu nu pot să mă mai duc, eram foarte tânără, m-a afectat foarte mult și șefa mea, care era americancă, mi-a zis: Crina, dar privește egoist lucrurile. Gândește-te la ei, la câtă bucurie le aduci. Și a fost o lecție, da. Deci căutați să faceți lucruri, un adăpost de câini, un cățel cu care să vă jucați, o pisică pe care să o mângâiați. Au și ele nevoie de cineva, de dragoste. Deci se pot face atâtea și atâtea lucruri ca să nu fii singur. Sunt atâtea asociații unde te poți integra. Eu cred foarte mult, nu știu, am observat asta, nu știu dacă e o regulă la tânăra generație, dar cred că noi nu știm să folosim oportunitățile, să căutăm. Eu cred între întâlniri. Întotdeauna mă duc la un workshop, mă duc la ceva, la o întâlnire. Îmi este greu, mi ocupă mult timp, trebuie să fiu foarte organizată să pot să le fac pe toate. Dar de multe ori am avut surprize extraordinare de la întâlnirile la care mă așteptam cel mai puțin să se întâmple ceva. Am cunoscut o persoană și persoana respectivă, am făcut cu ea un parteneriat și ne-a luat un spectacol undeva. Sau am cunoscut o persoană care a devenit spectator fidel, sau am cunoscut o persoană, nu știu, unde, care avea nevoie de voluntari și m-am dus și am făcut un voluntariat și acolo am cunoscut alte persoane și tot așa. Deci este un lanț din ăsta uman, ca să zic așa, pentru că eu cred în oameni, eu cred că lucrurile se fac doar cu oameni și prin oameni. Crina, tu vorbești frumos. Da, tu vorbești frumos, că eu și Ștefan, între mine și Ștefan s-a făcut o liniște, nu știu dacă ai observat și tu, ești actriță și ai observat și Ștefan la actorie. În momentul ăla când se face o liniște, pur și simplu și tu nu te mai gândești la altceva. Tu pur și simplu stai și asculți și ești aici, știi? Da. Și tu ai reușit să faci asta. Știi cum? Eu mă uitam la Ștefan așa era. E foarte important să știi să taci. Da, și a fost așa. Și cum să taci? De asta, Crina, noi ți-am pregătit și o rubrică care se numește Întrebări la foc automat pentru Crina Lință. Wow. Nu, și ca o paranteză, eu fiind la actorie, pe mine m-au ajutat foarte mult cuvintele dumneavoastră. Spune-mi, Crina, Ștefane, că suntem colegi. Bine, Crina. M-au ajutat foarte mult cuvintele tale și sincer îți mulțumesc, pentru că o să le am aici și aici și pe viitor. Cum are drag și vino. Mai vino la o cafea, sună-mă când ai nevoie de vorbe de duh, dacă crezi că vorbele mele sunt de duh. Da, așa o să fac. A fost. Tu ai reușit, pur și simplu ai reușit, că noi să fim și la un spectacol aici și acum. De la anima. Te așteptăm chiar joi, uite, și chiar ce bucurie că o să jucăm împreună. Da? Eu și Dima, da, suntem planificați joia asta împreună și o să fie foarte frumos, pentru că noi empatizăm foarte bine pe scenă și ies niște momente extraordinare. El este foarte jovial așa și foarte plăcut și ies lucrurile foarte mișto. Eu tot am să fac acum o paranteză, mie mereu mi-a plăcut să joc cu tine și îmi place în continuare. Mulțumesc. Pentru că mereu se naște ceva interesant. Așa. Și știi că atunci când e adevăr și se schimbă real ceva în tine, înseamnă că o faci bine. Corect. Iar... Și mai ales în improvizație, eu cu tine nu am bariere, știi? Nici cu ceilalți colegi nu am, știi? Așa. Nu am simțit. Așa. Pentru că tu, uite, pentru mine tu ai două roluri, ești și colega și șefa. Nu, Doamne. Dar eu niciodată pe scenă n-am simțit că e șefa. Și asta, eu pentru asta îți mulțumesc. Doamne, ajută. Eu îți mulțumesc pentru asta. Că în momentul când tu vii pe scenă și eu simt că joc cu șef, atunci tu nu mai ești liber. Tu nu mai poți să naști ceva din tine. Da, nu, niciodată n-am. Și eu îți mulțumesc pentru asta. Crina, noi avem acum câteva întrebări pentru tine. Întrebări la foc automat. Tu răspunzi la primul gând și destul de sincer. Ești gata? Da.
Deci, doamnelor și domnilor, domnișoarelor, fete și băieți, întrebări la foc automat cu a noastră, cu a voastră invitată, Crina Lință. Întrebarea, prima întrebare, Crina, dacă s-ar face un film despre viața ta, cum ai vrea să se numească? Doar o pasăre în zbor? Bun! Doar o pasăre în zbor. Da. Întrebarea a doua, o dai tu, Ștefan, sau o dau eu? Da. Dacă ar trebui să faceți un cast pentru filmul despre viața dumneavoastră și n-ar trebui să jucați dumneavoastră pe rolul personajului principal, ce actor ar juca sau ce actriță? Cred că Sally Field. Sau Meryl Streep. Bun, 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 bun. Întrebarea a treia, Crina, tu ai fi prietenă cu tine? Tu cu tine? De fapt, tu ai vrea să ai așa prietenă ca tine? Și dacă da, de ce? Uite, asta e o întrebare foarte bună și nu m-am gândit niciodată. Să nu crezi că nu m-am pregătit. Da. Dar uite, vezi, tot de la mama mea am învățat lucrul ăsta. Dacă nu te iubești pe tine, atunci eu cred că nu poți să iubești nici pe cei din jur. Adevărat. Dacă nu te respecti pe tine, exact, nu poți să-i respecti nici pe cei din jur. Așa că eu am căutat, cum să spun, toată viața, practic, să fiu cea mai bună variantă a mea. Asta nu înseamnă că sunt o femeie perfectă, nu înseamnă că sunt soția perfectă, nu știu, prietena perfectă sau un om perfect. Nu cred că există perfecțiune, nu suntem perfecți, că nu suntem, am fi roboți dacă am fi perfecți, doar Dumnezeu este perfect, unul este creatorul. Dar am căutat să fiu o variantă bună a mea și lupt tot timpul cu mine, știu că am defecte multe. Da. Și încerc să defectele pe care le am să nu îi afecteze pe cei și pe asta, cei din jur, știi? Da, și asta cu iubirea e foarte 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 adevărată, pentru că țin minte că psihologa mea mi-a zis asta cu iubirea, că dacă nu te iubești tu, nu poți să iubești pe altcineva, pentru că, și mi-a dat și un exemplu. E ca și cum eu vreau să-ți dau asta, dar eu nu am. Exact. Și cum să ți-o dau dacă eu? Exact. Și mai e un lucru, și asta să-ți răspund complet la întrebare, dacă aș vrea să am o prietenă, nu, ca mine, da, asta ai întrebat, și de ce, pentru ce lucrul ăsta. Un lucru pot să ți-l spun sigur, pentru altruism. Sunt o persoană foarte altruistă. Da, eu pot să confirm. Mulțumesc. Bun, întrebarea următoare, întrebare, o dai tu, Ștefan, sau dau eu? Dacă ați putea să fiți o mâncare, ce mâncare ați fi? Cred că aș fi... Ceva grecesc. Nu. Aș fi o mâncare foarte, foarte aromată. Nu știu. Cred că ceva care să conțină coriandru, să conțină, nu știu, șofran. Să conțină multe. Mie îmi plac foarte mult aromele și cred că și eu sunt o persoană care... Nu știu, am multe condimente în interior, ca să spun așa. Cred că, nu știu, niște, așa, noodles cu diverse lucruri prin vietnamez. Frumos. Deci bucătăria vietnameză, care mie îmi place foarte mult. Mi s-a făcut foame. sunt restaurante vietnameze în București? Cred că este un restaurant vietnamez, da. Dacă găsești, ne zici nouă. Da. Găsești fel și fel de restaurante asiatice. Sunt și cu ramen și cu... Noi te putem însoți. Sigur, cu mare drag. Da. Organizăm. Organizăm, da. Asta rămâne înregistrat, da? Absolut. Eu după aia decupiez și trimit pe grup. Je ne regrette rien. Așa. Următoarea întrebare, Crina. Uite, tu diseară dormi în pat. De obicei dorm în pat, dar bun, diseară. Următoarea întrebare, mai mult de imaginație. Tu dormi și la un moment dat se aude așa, la ușă, da? Cineva knock, bate knock, la ușă, knock. Cine vrea să fie? Nu contează, poate să fie personaj, ireal, actor, actriță, oricine. Cine diseară vrea să bată la ușa ta și de ce? Eu cred că știu. Ia să vedem. Poate să fie oricine.
mi-aș dori să fie fetița mea pe care am pierdut-o. Da, e... Da. Sensibil. De-aia am lăsat și muzica, e... Da. Da, ar fi frumos. Ar fi frumos. Cred că toată lumea, nu știu, toți cei care pierd pe cineva drag, cred că primul gând, nu, dacă... Da. Da, sigur, o poartă se va deschide cândva și ne vom întâlni. Sigur, cu siguranță, Crina. Crina, următoarea întrebare. De ce crezi că oamenii vin și pleacă din viața noastră? Cred că toți știm. Pentru... Mi-aș dori să spun pentru a face planeta asta mai frumoasă, pentru a-și aduce aportul, nu știu. Cu siguranță că fiecare dintre noi venim pe pământ cu un scop. Clar. În asta cred foarte mult, știi? Acum că unii reușim mai bine, alții nu, asta e. Dar mi-aș dori să fie așa. Am trecut prin viață ca să aduc iubire. Ce frumos! Țin minte că și mie mi-a zis o persoană foarte importantă din viața mea, care acum nu mai este, că noi venim cu un scop și toate persoanele, ne sunt, tot ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă cu un scop. Și scopul ăsta este mai mare decât mine, mai mare decât tine, mai mare decât X, Y, Z. Și la un moment dat noi o să înțelegem, doar că nu acum. Just go with the flow. Absolut, absolut. Crina, eu o să mai am întrebare la tine, sigur, dar eu nu ți-o dau acum, pentru că ea tot e mai sensibil așa. De asta acum, ca să colorăm un pic atmosfera, noi mai avem câteva minuțele, uh-huh, repede treci timpul alături de tine. Hai să dăm un pic. Mai vin și mâine, asta e. Mai vin și mâine, da. Aș putea să fiu parte din echipa voastră, la urma urmei, asta e. Bine, nu știu să dau un cărți, nu știu să ghicesc în cafea, dar ceva sfaturi prin ce am trecut în viață. Eu simt, cu tine noi am putea să facem nu doar o ediție, noi cu tine am putea să facem un sezon întreg de ediții. Pentru noi avem atât de vorbit de istoria teatrului, de cum s-a început tot. Adică e o grămadă de vorbit. Cu siguranță. Dar uite, hai ca să mai vorbim un pic. Să facem un pic de promovare pentru cei de iubitori de teatru, da. Da, deci Teatrul Arte de la Anima, din strada Făinari, numărul 17 și-a deschis porțile. Este. Și avem multe, multe spectacole, avem comedii extraordinare de Peter Schaeffer, de Miro Gavran, avem actori care sunt tineri, spectacolul de familie, lucruri pe care le știu ca fiind adevărate, de Andrew Bovell, un scriitor genial. Referințele la Dalí mă excită, cu niște actori en vogue, ca să zic așa, pentru că nu e așa, îi avem pe Denis Hanganu și pe Alexandru Dunaev, protagoniștii din seriale, da? Trupa Improfix, care este o trupă extraordinară, se reunesc Trupa Improfix. Ia uzi, 10 actori din mai multe școli de actorie, de la Cluj, de la UNATC, de la Chișinău. Îmi sunt foarte, foarte dragi toți artiștii care trec pragul Teatrului Arte de la Anima și cu care am colaborat de-a lungul timpului, pentru că nu e așa, Teatrul Arte de la Anima a făcut numai puțin de 14 producții de teatru, două scurtmetraje și face cursuri de dezvoltare personală prin tehnici teatrale pentru copii și peste 300 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani ne-au trecut porțile teatrului și chiar ei vor avea spectacol de sfârșit săptămâna viitoare. Vom începe un modul nou pentru că părinții își doresc foarte mult, chiar și pe vară, chiar și în vacanță, așa că urmăriți pagina noastră de teatru www.teatrulartedelanima.ro, de fapt artedelanima.ro, pagina de Facebook, Instagram Trupa Improfix. O să vedeți un spectacol de improvizație în fiecare joi seara. Din luna iunie, deci mai sunt spectacole joia asta, nu? Când jucăm și noi, exact, pe 10, pe 17 și pe 24 iunie. După aceea o să ne vedeți, o să ne găsiți și la Grădina Teatrelii, o să ne găsiți și la Grădina Urbană,
Și la Constanța, Iași, și la Iași este, suntem invitați este, peste tot este, cu această trupă de improvizație, pentru că spectacolul este unic, de fiecare dată este creat la sugestia publicului spectator și este o bucurie de fiecare dată, pentru că noi suntem provocați și nici noi nu știm ce se întâmplă, dar se întâmplă așa cu râs și cu bucurie și cu voie bună. Confirm, confirm, așa e. Da, prieteni, ești intrați. Invitatul nostru special, Ștefan. Eu, Ștefan, acolo, chiar acolo, pe scaunul o să-l punem și o să-i cântăm. Normal. Intrați, prieteni, intrați, prieteni. www.artedelanima, secțiunea program, program, și acolo este deja pentru toată luna iunie. Absolut, pentru toată luna da. Iunie. Vedeți ce se întâmplă? Teatru Arte de la Anima are ce oferi? Deci nu ezitați. Instagram, Facebook, intrați și loviți. Pur și simplu loviți cu like-uri în se teatru. Bine, acum să vă dau o veste. Cei care v-ați gândit să veniți joia aceasta, din păcate este sold out sau sold din out. Fericire pentru noi. Este. Dar cred că mai sunt bilete pe data de 17 și pe data de 24. Și de asemenea, comedia Totul despre femei cu Crina Linț, Adriana Irimescu și Corina Dănilă, duminică, pe data de 13, cred că mai sunt ceva bilete, și pe data de 14, lucruri așa. Pe care le știu ca fiind adevărate, un spectacol despre familie cu 4 copii diferiți, 2 părinți, o poveste de viață în care cu siguranță că ne regăsim fiecare dintre noi. O da, am văzut spectacolul și Totul despre femei mi-a plăcut și lucruri pe care le știu ca fiind adevărate, deci prieteni, intrați pe Instagram, pe Facebook, Arte de la Anima și loviți acolo la greu cu inimioare și cu like-uri. Crina, noi suntem în ultimul minut, uite deja ești 55, noi trebuie să ne despărțim, dar nu ne despărțim definitiv, noi să te mai așteptăm la noi și acum, tradițional, noi mai avem o provocare pentru tine. Noi te provocăm să spui un mesaj de mulțumire pentru cineva, dar tu nu trebuie să spui pentru cine. Și da, tu nu trebuie să spui persoana. Uite, te uiți la cameră, uite acolo, la cameruță, și tu zici, nu-i zici numele, da? Uh-huh. Îți mulțumesc mult că existi. Te iubesc, te iubesc simplu, fără cuvinte. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Fantă-mă. Ce bun. Notezi și asta. Te iubesc simplu, fără cuvinte. Ce tare a fost asta. Crina Linț alături de noi, doamnelor și domnilor. Crina, am promis să mai vii la noi. A fost greu, a fost dificil? A fost o plăcere, nici nu știu cum a trecut timpul, cred că a stat cu voi aici non-stop, la taclele și la un pahar. Să știți că eu rezist și seara și noaptea, adică pot să fac emisiuni la 3 dimineața, la 1, la 2, bună provocare. Da, noi te mai așteptăm cu mare drag, mersi mult. Eu am avut emoții la început. Și eu. Am avut emoții pentru că e șefa mea aici, colega mea, actrița mea și vrei, nu vrei, niște emoții apar. Dar mă bucur că a fost bine și eu acum mă pot bucura că mă pot duce cu mașina până acasă, sper. Deci, și nu uita să vă iubiți. Da. Ne-ați ascultat pe noi aici frumos matinal Art FM. Da, noi ne vedem și mâine de la aceeași oră, de la 8 la 11. Apropo, mâine avem și concursul Omul de la radio. De la 9 la 10. O să avem mâine Cristian, vine la noi, vine Cristian. Bucurați-vă de Cristian și bucurați-vă de Art FM, pentru că vorba aceea, Art FM e altceva. Mersi mult. Cu mare drag, sunteți doi băieți extraordinari, frumoși, talentați și mă bucur mult de tot că am fost alături de voi. O zi minunată tuturor auditorilor. Așa, pupicei la cameră, pupicei se duc către voi. Uite așa, către Cluj, către Bârlad, Iași, Constanța, către toată România. Până atunci, muzica aia bună. Muzica bună. Tu, Crina Linț.